Dragi prieteni, bună ziua și bine ați venit astăzi la lecția ta de sănătate, organizată pentru voi și pentru a fi la curent și a avea un bagaj mai mare de experiență, să zic, poate să zic, de zis și așa, doamnă doctor. Invitata noastră de astăzi este Olesia Nicu, este medic pediatru alergolog. Imediat din cum am enumerat și dispărțitura, specialitatea unei dumneavoastră activați, imediat ne dăm seama că astăzi vorbim despre alergii și anume cum să prevenim alergiile și să întărim imunitatea la bebeluș. Este o temă vorbită, discutată foarte des, dar noi suntem platforma care venim mereu și vă aducem aminte temele ca să vă descurcați foarte bine atunci când apare problema. Până voi începe discuția cu invitata noastră, încercăm să vă îndemnăm, adică nu că încerc, dar vă îndemn să participați la concursurile noastre. Ca de obicei, vă îndemn să distribuiți acest link pe pagina voastră de Facebook ca să fie alături mai mulți prieteni ai voștri și să asculte această temă. Dar a doilea este o întrebare, este o întrebare care noi vă adresăm de la începutul evenimentului ca să reușiți să ne dați și răspuns și să selectăm și premiatul, fiindcă sunt niște cadouri foarte bune pentru voi de la complicele nostru a acestui live, compania Nestlé. Vă rog, ascultați întrebarea și să nu ezitați, să ne dați răspuns și să luați parte. Care sunt cel mai des întâlnite alergii alimentare în primul an de viață, în primul an de viață. Așa, vă mulțumesc, vă doresc succese și deci haideți să trecem propriu-zis și la discuția noastră de astăzi. Bună ziua și bine ați venit la invitația noastră și la lecțiile noastre de sănătate, doamnă medic. Bună ziua și bine v-am găsit. Cu mult drag așteptăm toți invitații și toți medicii, fiindcă sunt cei mai buni și cu sfaturi bune la lecțiile de sănătate pentru părinții noștri. Din start vreau să vă adresez o întrebare generală. Cât de des este întâmpinată totuși alergiile, fiindcă noi un pic pregătindu-ne de această lecție ne-am documentat și am văzut că procentul este foarte mare, dar vreau să aud de la dumneavoastră și sfaturile și chiar și procentajul, fiindcă ar fi nu corect ca să nu vorbim despre un procent cât de tare și asumă această boală. Da, așa este. Mulțumim pentru invitația de a discuta pe marginea acestui subiect cu adevărat important. Deci, incidența și frecvența a alergiilor este într-atât de discutată că, practic, cu aceasta se începe fiecare ședință, fie științifică cu între medici, fie între pacienți. Deci, asta e întrebarea numărul unu care se pune, adică de ce alergiile sunt într-atât de mult în creștere și în creștere. Și am mai spus și în alte ședințe că mulți pacienți ne întreabă de ce copilul nostru este așa de alergic, uite că bunica mea nu a fost așa de mic. Da, da. Într-adevăr așa și este, suntem în secolul alergiilor, așa se numește. Așa se numește, da. Suntem în secolul alergiilor. Și eu prefer să răspund la întrebarea aceasta pacienților mei că avem ce avem și este răspunsul și este rezultatul confortului în care noi am ajuns să trăim în zilele noastre. Este vorba despre înalta industrializare, poluarea aerului, deci sunt niște mecanisme foarte și foarte complexe care toate ne duc la rezultatul la care îl avem în fiecare zi. Exact. Și aici, pe acest slide, nu știu dacă cred că se vede, exact. Avem un slide, este oferit de Asociația Europeană de Alergologie și Imunologie Clinică, unde ne arată concret, la etapa de astăzi, aproximativ care sunt care este cifra pacienților cu diferite, cu varie patologie alergice. Și uitați-vă, că noi ne așteptăm ca către anul 2025 jumătate din populația Europei să sufere de cel puțin o maladie alergică. Sunt niște cifre care nu sperie, dar sperie tare. Da, acum noi avem următoarele cifre. Aproximativ 1 milion de europeni suferă de rinită alergică. Aproximativ 70 de milioane suferă de astm bronșic. Undeva 7 milioane din ei suferă de alergie alimentare. Sigur că noi astăzi discutăm despre un segment mai mic, dar global, dacă ne axăm la cifrele care ne dau organizațiile, ne sperie mult. Și lucrul ăsta trebuie să ne mobilizeze și pe noi ca medici, și pe pacienți, și pe viitorii părinți. Exact. Din cauza că sunt anumite încercări de a face măcar ceva ca să nu ajungem.
încercări care e posibil de făcut în sânul familiei și încercări care sunt posibil de făcut la nivel de țară și la nivel de glob. Nu în zadar acum să vorbesc despre și despre schimbările climaterice, exact. Pentru că și asta este foarte și foarte important. Așa. Deci de costuri, că cresc costurile la asistența medicală, indiscutabil. Indiscutabil, cresc enorm de mult costurile din cauza că pacienții sunt foarte, foarte mulți. Într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, cifrele vorbesc de la sine. Cifrele vorbesc că este într-adevăr și veacul, cum ați menționat dumneavoastră, alergiilor și pentru noi părinți, fiindcă noi toți suntem părinți, este foarte alarmantă situația asta și trebuie să fim pregătiți de orice situație, că într-adevăr atunci când vine pe lume un copilaș, un bebeluș, deja noi să putem evita cât este de posibil, dar asta depinde deja de managementul familiar, așa să zice, da. Așa. Haideți să mergem în continuare și să vedem cum să facem ca totuși bebelușii să nu fie afectați de această maladie, da, doamna doctor? Cum e posibil? Deci, să avem o închipuire mai largă despre o patologie alergică, da. Noi avem așa o noțiune care se numește marșul atopic. Deci eu vorbesc acum deja la o alergie gata instalată. Marșul atopic înseamnă la un singur pacient toate formele de alergie, respiratorie, cutanată, da? Alimentară, da, da. Poate să fie la același pacient la diferite etape ale vieții. Deci, practic, se începe cu alergie alimentară în primul an de viață, pe care dermatita atopică, respirațiile greoaie, putem de viroze, când mergi copilul la grădiniță, deci wheezing-ul ăsta, astmă, bronșic și rinită alergică. Sunt pacienți care, într-adevăr, parcurg toate aceste boli. Alții fac una, două, dar desigur că e bine atunci când nu când nu faci niciuna. Când nu faci nimic, da, așa este. Ca să vă zic răspund la întrebarea dumneavoastră, sunt anumiți factori interni și externi, care sunt de protecție și alți factori sunt de declanșare a bolii, deci trigger, cum ar fi factorii trigger. Din factorii mari, mari, care declanșează boala, noi știm deja științific bine stabilit și demonstrat, este în primul rând poluarea. Deci, poluarea aerului este cel mai important, care afectează. Exact. Și mai avem pacienți mult mai alergici în zonele urbane față de zonele rurale. Acolo mai este și alt mecanism, acum și mai ajungem. Foarte interesant. Da, da, da. Deci, da, să vedem, să vedem, da. La bune. Da. Și alt mecanism, totuși, să nu uităm de fumat. Fumat pasiv, fumat activ. Deci lucrul ăsta e foarte important. Și o altă discuție sunt despre factorii care protejează copilașul încă înainte de naștere, încă în momentul conceperii. Deci factorii protectivi sunt bogăția aceea cu care copilul ar trebui să se nască și ar trebui să fie asigurat la toate etapele ale vieții. Cum asigurăm noi un copil cu un factor protectiv în timpul sarcinii? Elementar, ne debărăsăm de moda veche de a duce o gravidă. Adică o pacientă sănătoasă, totuși, da. O pacientă, o mamă sănătoasă, deci gravidă să zic, nu are nevoie de regim hipoalergic. Din frică. Din frică că să nu aibă ceva viitorul copil. Să nu facă viitorul copil da, alergie. Sunt da. Foarte multe recomandări greșite care se dau din start. Haideți să le enumerăm. Ca... Adică, da. Adică sunt doamne însărcinate care ea nu este alergică. Da. Dar poate cineva din familie, poate cineva sunt cu risc alergic. Dar ea personal nu este alergică. Și începe a ține un anumit regim alimentar. Nu mănâncă pește. Din sfatul cuiva, hai să zicem exact. Că da, se gândește. Da, uite, nu mănca pește, nu mănca ouă, nu mănca lapte, că e foarte alergic și copilul tău o să aibă. Nu e adevărat. Deci, dieta hipoalergică se ține atunci când ea este necesară, când este alergenul care a cauzat boala. Deci, avem așa... Până nu faci niciun simptom de o alergie, da. Nu este deci, nevoie... Un mod sănătos da, de viață. Nu este nevoie, un mod așa. Sănătos de viață. Și nu uităm de regula de aur. Mod sănătos de viață, regim, sport și alimentație sănătoasă. Fără aditive alimentari, fără coloranți, fără conservanți, care noi permanent uităm de lucrul ăsta. E vorba de ce mâncăm și e vorba de toți detergenții care sunt la noi în casă. Asta se referă și la pacienții nenăscuți încă, familiile și la pacienții care dar și la, nu pacienții, persoanele. Deci toți, absolut, care duc un mod anumit de viață.
din factorii protectivi de bază pe care noi avem, totuși numărul 1 este alimentația naturală. Cel mai bun și cel mai mare cadou care îl poate face mama, familia, copilul, este alimentația naturală. Și să ne străduim maximal de mult să avem acest lapte, să nu fugim că plâng sau doare burta, cred că laptele meu e divină. Nu e corect, absolut nu e corect și foarte greșit lucrul ăsta. Alergii la laptele propriu matern, exclus nu. Așa, nu este, nu, da, nu, logic. Nu. Absolut, deci categoric nu. Și prin alți factori protectivi, nealimentari deja vorbind, este mediul în care locuiește copilul, animalele. Animalele sunt factorii care influențează? În principiu, ei sunt factori alergizanți, așa, mă tot știm. Câinele, da, da. Psica, ei sunt alergici, da, da. Însă... Sau și partea opusă, exact. Da. Când ei sunt la momentul, deci fiecare lucru în viața asta are timpul potrivit și momentul potrivit. Atunci când copilul este născut în fața unde deja este cânișorul și psica, e bine, doi, unu, mai mulți, și să mai fie la țară, în mediul rural, și să mai fie multe, multe, deci la dânsul sistemul imun lucrează. Și primele luni de viață, în general, este momentul potrivit, fereastra oportună, pentru a dezvolta toleranța imună față de extraordinar de mulți alergeni. Și noi e bine să-l ținem în mediu cu mulți, mulți. Chiar a fost și un studiu, da. Poate s-ar speria mămicile noastre, dacă v-ar zice. Da. De ce considerați așa? Haideți să le spunem că atunci, un, da. Un studiu în state unde au, deci au văzut incidența alergiilor la copii, parcursul la mulți ani de zile și au luat zone. De, cum să zic, raion din ăsta da. Bine pus da, da. Social în vedere. Dezvoltat, să zici, economic, da? Economic da. Dezvoltat, da. Și alt raion economic mai slab, să zicem, dezvoltat, da. Unde era foarte mult și șobolani și multe, multe vietăți care erau în jurul exact. Copilului care creștea, nu da? Nu credeți că erau mai multe alergii. În mediul unde în era mediu dezvoltat. În mediul unde părinții tari s-au stăruit. Da. Deci acolo erau multe alergii. Asta nu înseamnă că noi trebuie gata avuși copiii noștri, să da. Nici într-un caz, nu. Dar este o balanță și este întotdeauna bine și rău, foarte, foarte bine cântărit. Lucrul ăsta se numește ipoteza igienei. Și ea, într-adevăr, e foarte mult studiată. Deci copilul are nevoie de microfloră și de biodiversitate foarte, foarte mare. Din cauza asta și copilul elementar născut fiziologic, care a trecut prin căile de naștere, el este alergologic mai protejat față de copilașul care e născut prin cezariană. Deci noi nu putem să negăm, este vorba de colonizarea bacteriană, cutanată, fiziologică, care noi, așa este stabilit că trebuie să fie și așa e bine. Așa e de la natură. Așa e bine, da. Da, da. Sunt anumite riscuri. Desigur că noi dacă avem foarte mulți pacienți alergici, sunt copii care se nasc în familie gata deja în risc. Acolo deja e o leacă altă situație. Dar când putem proteja din start și când noi nu suntem alergici, atunci noi trebuie să luăm o altă poziție și să mergem exact. Corect, să nu facem greșeli. Să da. Nu facem greșeli. Doamna doctor, de câte feluri sunt totuși alergii ca noi să le explicăm părinților noștri? La bebeluși. Haideți să le clasificăm cum considerați și cum este corect de la dumneavoastră. Noi, cliniciștii, obișnuim să le clasificăm în dependență de organ afectat. Adică, dacă este... La nivel... Da, dacă este piele, deci alergie cutanată, dar iarăși, alergia nu e așa că să vii curat pe organ, ea acționează pe tot organismul. Deci o alergie alimentară, spre exemplu, la proteina laptului de vaci, ea va avea manifestări nu doar cutanate, dar și gastrointestinale, și neurologice, și multe, multe, multe altele. Dar, per general vorbind, dacă vorbim despre, așa, clasificarea bolilor alergice, da. Totuși noi avem, dermatita atopică, care e afectarea pielei, astmul bronhic, care e afectarea sistemului respirator inferior, și rinita alergică, care este afectarea sistemului respirator superior, nas conjunctiva ochilor, rinoconjunctivită alergică. Și desigur că o altă mare categorie sunt alergii alimentare, care vor afecta tot, piele, respirație, tot, gastrointestinal. Și cea mai gravă formă de alergie este reacția alergică sistemică, șocul anafilactic, care pune viața în pericol. Deci asta este cel mai serios și el poate fi cauzat de alergeni alimentari, de alergeni medicamentoși, de veninuri, da. De, și așa mai departe, dar cel mai des de alergeni alimentari totuși.
Totuși este pe primul loc care poate să facă un... alimentele și veninurile de viață, de exemplu, da, ele fac cel mai des. Da, nu este la tema noastră, dar mă reîntorc înapoi la riscuri. La riscurile, deci, care pacienții riscă să facă totuși o alergie în parcursul vieții. Deci, practic, pacienții care nici mama, nici tata nu au nicio patologie alergică, vorbesc nici alergie alimentară, nici astm, nici rinită, păi atunci copilul se naște fără risc. Deci fără risc alergic. Asta nu înseamnă că el nu poate să facă alergie. El poate să facă, dar el riscul genetic nu are. O altă categorie de părinți, de copii, de copii, sunt da. Copii care se nasc cu un risc moderat. Deci atunci când un părinte este cu o patologie alergică, oricare, sau una sau toate, atunci deja procentul de risc la copil crește. Este de la 20 la 35%, undeva așa. Iar dacă ambii părinți, gata, la 60-80%. Deci dacă avem mama și tata ambii cu patologie alergică, practic, cam de marea majoritate a cazurilor... Se nasc și copiii deja da. Cu... Și că aici e marea, deci marea, marele lucru al nostru. Deci lucru cu copiii din grupa de risc. Fie cu grupa de risc mic, fie înalt. Deci anume la acești copii, noi trebuie să le dăm recomandări concrete. Individuale, probabil, individuale, de la caz da. La caz atunci mergeți. De la caz la caz, da, da. Dar aș fi vrut ca dumneavoastră să mergeți și acum și cu niște recomandări, fiindcă noi nu cunoaștem cine stă în spatele camerei, sunt părinți care au copii alergie sau nu, haideți să le dați niște recomandări clasice atunci când este un părinte alergic și când sunt ambii, care sunt recomandările pentru copii, pentru bebeluși deci, anume? Recomandările generale pentru toți, da. Fie în grupul de risc, fie nu, fie cu boală deja instalată, da. Este în primul și în primul rând activitatea zilnică plină de exerciții, de sport, aerisirea atmosferii, locuinței, umiditatea în aer, în locuință să fie între 50-60, temperatura casei, temperatura vodei, unde stă copilașul și, în general, toată familia, se recomandă 21-22 de grade și cât mai mult să meargă la aer curat. Deci asta este numărul 1. Da. Nu-s corect. Numărul 1 e alimentația naturală. Alimentația naturală. Da, ați menționat mai sus, da. Asta a fost alimentația naturală numărul 1. Numărul 2 e de la regimul zilnic. Igienic, da. Și numărul 3, maximal la țară. Dacă aveți posibilitate, dragi părinți, și aveți bunii care au posibilitate să vă țină măcar săptămână, două, o lună, plecați. Plecați la țară cât mai des. Pentru că acolo e sănătatea. Deci... Fericirea s-a născut la sat. Deci, alergologic da. Este, știți, la, ca un moto. Însă, sunt alți copilași care nu sunt cu posibilitatea de a fi alaptați, spre exemplu. Da? Natural, și, atunci mergem pe formulă. Da, da. Situația este diferită. Exact. Absolut. Sunt situații când mama, într-adevăr, nu are lapte sau are o problemă medicală sau mama, în general, nu este. Așa situații, din păcate, sunt. Și ele sunt multe. Deci, în așa situații, când avem un copil din categoria de risc sporit, el încă este sănătos, dar el este din categoria de risc. Păi se alege, dacă nu e lapte matern, păi se alege formula de lapte cu o hidroliză parțială a proteinelor. Noi avem în față acest exemplu. Da. Da. Este vorba de, spre exemplu, dacă noi suntem acum, discutăm în... complicitate cu compania Nestlé, da. Da, deci da. Este vorba de Nan Supreme Pro. Deci asta se recomandă la copiii care sunt din grupul de risc, nu bolnavi, dar din grupul de risc. Se subînțelege că un părinte sau ambii au alergii și ei sunt da. În grupul de risc. Fie da, clar da. Pentru părinții sau noștri. Deja, au... copilul ceva are careva erupție, păi el da. Are nevoie de un amestec cu hidroliză parțială. Din cauza că sunt diferite amestecuri și mamele foarte bine deja cunosc. Când un copil e în grupa de risc, e o situație când un copil cu deja boala instalată, alergia deja instalată, spre exemplu, la proteina laptelui de vaci, deja merg alte tipuri de amestecuri. Deci sunt, într-adevăr, individuale, sigur că noi astăzi nu o să putem vorbi despre, da, exact. Dar asta, care este sensul? Deci, atât cât am vorbit și cu despre pisici și despre bunei, da. Deci s-a referit la dezvoltarea toleranței imune, aceeași situație noi vrem să... ajungem la o toleranță imună atunci când vorbim despre formare, despre alimentația copilului.
alimentația naturală din start oferă dezvoltarea unei toleranțe imune. Deci acolo e perfect și super bine. Însă aici, produsul parțial hidrolizat, el iarăși dezvoltă într-adevăr o toleranță bună imună. Și el este recomandat în primul și în primul rând în primele 4 luni de viață, pentru că atunci e momentul potrivit. Deci primele 4 luni. Referitor la compliment. Deci compliment este tot ce este pe lângă lapte, deci alimentul solid. Da. Asta între ștergiurile și pe pireul și tot. Regula de aur, care anume compliment și cu ce anume care anume compliment și cu ce anume să începe, în principiu nu există o regulă standard din cauza că o recomandare mondială, globală este imposibil de făcut. Din ce cauză? Zonele geografice sunt diferite, legumele și fructele sunt diferite în diferite țări, terciurile la fel și răspunsul organismului copilului la diferite produse alimentare și el diferit. Și din cauza asta este individualitatea de țară și se alege, fie terciul potrivit, fie legumul, fructul, nu, dar nu este regula că puteți vă începeți cu un anumit terci sau cu un anumit. Cu toate că noi avem foarte multe terciuri și bine să începem de la același terci monocomponent, deci asta e obligatoriu. Obligatoriu. Deci să începi cu fie cu ăsta de hrișcă, fie cu altul de orez sau... Și iarăși, aici mai este o problemă, nu fugim de cele cu gluten, niciun drum gaz, nu fugim din frică. Deci noi o să facem un regim fără gluten doar la un copil cu intoleranță dovedită. Acel care, da, Da. Cam asta este. Deci, practic, mulți fac greșeala aceasta. Se merge pe regimul hipoalergic cumva intuitiv. Dar noi trebuie să mergem pe regimul hipoalergic corect. Și eliminăm doar alergenul vinovat. Nu alergenii toți. Toți. Nu toți. Doamne doctor, dar totuși noi vorbim astăzi despre alergii. Care ar fi totuși un tratament atunci, hai să zicem, un tratament clasic, alimentar, noi vorbim mai mult astăzi, când un copil manifestă o alergie? Ce facem noi? Așa, dacă e vorba despre alergie. Cum este să manifestă la un bebeluș, că mămicilor să fie clar? Și când ne adresăm, cât de rapid ne adresăm medicului, fiindcă îmi dau seama din cele ce a spus dumneavoastră, este important să nu pierdem momentul. Exact. Dacă vorbim despre alergia la laptele de vaci, da. Păi unicul tratament este evitarea. Deci nu se recomandă laptele de vaci. În general, după ghiduri, este după vârsta de un an. Cu toate că alte țări recomandă după 10 luni, dar așa, orientativ, noi totuși după un an. La un copil de câteva luni, de 3-4 luni, care nu are pieptul mamei, atunci când mergem deja pe tratament, păi se merg pe formulele cu, eu zic, care au deja alergii la laptele de vaci. Ei de obicei ce au? Pot să aibă probleme gastrointestinale, cum ar fi scaun cu striuri de sânge, scaun cu mucus, balonări. Copilul e foarte neliniștit, nu adaugă greutate, are careva erupție la nivelul pielii și e foarte, foarte suferit și neliniștit. Da. Asta semnele așa mai simple, dar sunt semne severe, cum ar fi anafilaxiile. Deci copiii pot avea erupții și edeme și umflături cu respirații greoaie, cu respirații sufocante, cu șuierături. Deci sunt cazuri de anafilaxii la laptele de vaci. Și în cazul acesta, noi mergem la acel produs alimentar adaptat, vorbesc de laptele praf, care este cu hidroliza totală a proteinelor. Deci, e tratament, deci nu este produsul din față la pacienții deja stabiliți. Stabiliți, înțeleg. Asta e pentru pacienții în risc. Așa. Și dacă produsul total hidrolizat, el nu își face efectul, păi se merge la un produs încă mai adaptat, să zic așa, încă mai, situație, care da. Merge, pe bază de aminoacizi. Așa copiii sunt și... Din cele ce ați zis dumneavoastră, ați explicat, procentul este mare de cazuri cu alergii și ne dăm seama că sunt și copii de tipul ăsta și noi trebuie să cunoaștem toate situațiile. Cât de rapid totuși părintele când apare ceva, e o situație, se adresează la medic sau urmărește, trebuie să urmărească o săptămână, două și merge sau imediat mergem la medic? Imediat. Și vreau să vă zic că majoritatea mămicilor într-adevăr, acum cunosc
Și chiar sunt bravo, că citesc foarte mult și vin cu întrebări deja la consultație și asta e foarte bine. Că ea știe și mama și tata ce întrebări să ofere medicului și ce răspuns. O confirmare așteaptă, să zicem, da? Și recomandările dumneavoastră. Și o confirmare și o corecție. Corecție, da. Și o corecție. Și e mereu atunci când pacientul se adresează foarte și foarte târziu. Dar, în general, noi alergologii, bine, eu lucrez doar cu copiii, dar sunt colegi care acoperă și copii și adulți. Și oricum rata de consultații la copii cea mai des, și așa e și psihotare. Deci cel mai des la alergologi vin copiii. Să fie expuși și copiii. Da. Asta este. M-ați întrebat anterior referitor la tratamentul altor tipuri de alergii. Dacă vorbim nu de lapte, dar de altceva, spre exemplu, copilul are alergii, într-adevăr, la pește. Păi atunci se elimină nu doar peștele la copil, dar peștele din casă. Din ce cauză? Că el este alergen nu doar alimentar și poate provoca reacții atunci când nimerește în organismul nostru, dar și aeroalergen. Deci atunci când la masă se pregătește peștele, se prăjește, se coace, mirosul celălalt se emană, deci sunt particule de mici, nu se vede, dar se miroase, dar ele pot crea reacții alergice. Deci atât peștele, cât și aluna, arahidele, toate, ei sunt nu doar alergeni alimentari, dar și aeroalergeni. Și e foarte periculos când se macină o alună lângă un copil alergic, el poate intra într-un șoc. Nemâncând. Sau, spre exemplu, mama a mâncat lapte sau pește și a sărutat copilul. Și imediat s-a umplut. Imediat. Deci, regula nu este doar în alimentație, dar și în conduita generală a copilului. Da, mulțumesc. Într-adevăr, sunt niște cazuri, să zic, șocante, când poți să săruți copilul și să te alegi cu așa o situație gravă. Și frica și frustrarea mamei de 10 ori mai mare în așa caz. Da, corect. Este, fiindcă este un pericol, să zicem, este un pericol care noi trebuie să fim, să fim pregătiți, adică și să eliminăm la maxim un tot, să-l protejăm. Copilul ăsta rămâne pe restul vieții alergic la toate produsele astea sau totuși... Bună, mulțumim! Să știți că revine, uite așa, din acelea ce spuneți dumneavoastră, deci, că este foarte complicat să fii alergic pe viață. E foarte complicat. Dar partea bună e că din copiii alergici la proteina laptelui de vaci, foarte mulți din ei depășesc. Uh-huh. Își creează o toleranță. Dar iarăși depinde cum noi ducem copilul ăsta. Este un procedeu, cum aș zice eu, scara produsului lactat. Adică mai întâi se ia totul, nu se dă și mergem pe formulă de tratament, dar după aceasta, după 6 luni de zile, noi cumva trebuie să începem să-l reintroducem. Și reintroducerea trebuie să fie foarte graduală, deci probabil. Cu acele particule mici, foarte, foarte denaturate. Deci este o schemă care noi lăbărim pacienților, mai întâi se merge cu o prăjiturică unde este laptele și a fost foarte, foarte copt, mult ținut în rulă și creștem până la lapte. Deci asta e o procedură de lungă durată, dar mulți copii depășesc. Nu toți, dar mulți. Foarte da, asta este de îmbucurător, că sunt și, și așa date statistice care ne îmbucură, că copilul depășește situația și în rest are o viață confortabilă. Mulțumim. Doamnă doctor, încerc să vă adresez o întrebare care este acum în chat, să vedem ce totuși mămicile întreb. Refluxul, refuzul sânului, dureri de burtică la nou născut, poate merge vorba de o alergie? Când refuză sânul? Da, și merge vorba de reflux aici, da. Refuzul sânului. Deci copilul nou născut trece printr-o perioadă de tranziție fiziologică. Exact, da. Și mulți din ei tranziția este mai dureroasă și pentru copil și pentru mamă. Prin aceste colici. Nu întotdeauna colicile. Atunci când sunt colici, el de multe ori sânul va refuza. El, pentru că e foarte agitat copilul. Dar asta nu întotdeauna denotă o alergie. Sunt situații când copilul are și colici și alergie. Concomitent poate să fie. Nu este protejat doar de o singură, poți fi o boală și 3 boli la același copilaș. Dar în cazul dat, avem nevoie de o perioadă, deci el dacă la piept, doar piept are nevoie. Dar când mama are lapte, să insiste cu laptele, să stoarcă, să-i medeie suplimentar din sticluță.
dar cu lapte de sân. Și eu monitorizez să copilul. Da, da, vorbește de sânul, vorbește. Să monitorizeze și să vadă, într-adevăr, și atunci probabil este momentul și sfatul medicului, să consulte cu un medic și să urmărească, da, să vadă. Să nu fie așa. În curând, mama să fie cât mai echilibrată și odihnită. Uh-huh. Și aici mama are nevoie de suport familiei, pentru că de multe ori e foarte greu să facem față. Copilul plânge, mama nu doarme noaptea, copilul tot nu doarme noaptea, și mai are alt copil. Și aici toată familia trebuie să mobilizeze. Deci colicile copilului de multe ori sunt legate și de agitația mamei și de neodihnirea mamei. Când mama e liniștită și copilul liniștit. Da, mulțumesc. Doamne doctor, ce recomandări mai aveți dumneavoastră pentru părinții noștri ca, într-adevăr, să nu facă copilul, să nu fie copilul alergic? Știți că este important la fine să mai veniți cu niște recomandări, o totalizare totală, rapidă, dacă este recomandarea posibil. Recomandarea numărul 1, să avem un regim zilnic foarte bine pus la punct, să mergem des la țară, așa, frumos. Să hrănim copilașii cu piept și dacă nu, să alegem formula corect. Așa, și să fim fericiți. Acolo unde este fericirea, este sănătate. Acolo este. Mulțumim. Foarte bine spus. Cel mai simplu ce este, ce poate să se întâmple, să fim fericiți. Așa, să depășim situația, să o întâmpinăm și să depășim tot fericiți, fiindcă da, să rezolvăm mai bine. Da. Un pacient, o mamă optimistă, repede scoate copilul din boală. Da, exact. Mulțumesc. Mulțumesc mult, doamnă doctor. Voi, părinți, ați primit o lecție foarte bună, niște sfaturi foarte ușoare, care se pot aplica foarte ușor în viață. Da. Și vom avea o viață confortabilă și fericită alături de familie. Vă îndemn ca să vă abonați în continuare la canalul nostru de YouTube Odoraș și așa veți putea reasculta sfaturile medicului sau atunci când nu sunteți siguri că nu știți care este diagnozul sau comportarea copilului, imediat când vă gândiți la o alergie, veți mai putea reasculta această temă și cu invitata noastră și cu siguranță veți depăși situația mai rapid. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate, pe curând, la revedere! La revedere!